Bine ați venit la această sărbătoare specială a bisericii noastre și a creștinătății în întregime ei. Haideți să ne ridicăm. E un lucru frumos pe care îl facem în această zi de Crăciun, să ne salutăm cu sărbători frumoase, cu Crăciun fericit. Cred că e potrivit să mai continuăm să interacționăm unii cu ceilalți, așa că vă încurajez să vă întoarceți spre cineva și să faceți această urare frumoasă în această zi frumoasă. Vestiți astăzi pretutindeni, duceți cuvântul peste munți. Vestiți astăzi pretutindeni că Iisus s-a născut. Vestiți astăzi pretutindeni, duceți Vestiți astăzi pretutindeni, că Iisus s-a născut.
Slăbiți să fie Dumnezeu care a trimis pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Vrem să auzim biserica cântând refrenul ăsta: vestiți astăzi pretutindeni. Crăciunul este un timp în care creștinul trebuie să știe că este o veste unică pentru umanitate, așa că toți suntem chemați să vestim, să spunem lumii că avem speranță. Vestiți astăzi pretutindeni. Vestiți astăzi pretutindeni. Duceți cuvântul peste mulți. Vestiți astăzi pretutindeni. Că Iisus... Și un pic mai tare, vă rog. Vestiți astăzi pretutindeni. Vestiți astăzi pretutindeni, duceți cuvântul peste mulți. Vestiți astăzi pretutindeni, că Iisus a născut. Vreau să citim câteva versete din Evanghelia după Luca, capitolul 2, care vorbesc despre această veste pe care pământul a primit-o acum peste 2000 de ani. Îngerii se arată păstorilor și aceștia aduc un mesaj pe care vrem să-l auzim și noi astăzi, versetul 10. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că-și vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște: veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu ungerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, și acum aș vrea să spunem cu toții, pentru că avem și versuri pe ecran: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Tată, îți mulțumim pentru această veste minunată. Mulțumim pentru Hristos Domnul, care este speranță pentru sufletele noastre. Slavă ție în locurile preanalte și te rugăm astăzi, lasă pace pe pământ între oamenii plăcuți ție. Primește cântarea noastră, primește mulțumirea noastră, primește această zi a închinării pentru tine, Iisus, care ai ales să te întrupezi pentru noi. Amin.
avem un timp în care să ne rugăm. Înainte să continuăm să ne închinăm prin cântare, prin colindă, aș vrea să avem un timp în care să ne închinăm lui Iisus. El este ce a adus pace pe pământ. El este salvatorul omenirii. Haideți în această zi de Crăciun să-i dăm închinarea lui Iisus, Creatorul lumii și Cel întrupat pentru noi. Să ne rugăm împreună.
Doamne, în această dimineață și nu numai, alegem să ne închinăm înaintea Ta. Oare cum am putea răspunde în alt fel dragostei fără de margini pe care Tu ți-ai arătat-o față de noi prin faptul că n-ai rămas indiferent privind de la distanță la condiția groaznică în care se găsește umanitatea, condiție determinată de păcatul care a pus stăpânire, Doamne, pe mintea, pe sufletul, pe tot ceea ce înseamnă ființa noastră. Să mulțumim, Doamne, că Tu vii de acolo și la sărbătoarea aceasta ne amintim că Te identifici cu noi, Te întrupezi pentru ca astfel să poți fi văzut, să putem auzi cuvintele care să ne dăruiască viață, să putem să ne bucurăm de cine ești Tu, Doamne. Îți mulțumim în dimineața aceasta cu îngerii, cu întreaga natură, cu sfinții de pretutindeni. Ne unim și noi în dimineața aceasta și slăvim numele care este mai presus de orice nume. Aleluia! Slavă numelui Tău, Doamne! Da, ne închinăm în această dimineață Ție, Hristoase, care vii în lumea aceasta. Ne închinăm pentru că Tu nu ești doar un prunc neajutorat într-o iesle care ai nevoie de ajutorul nostru. Tu ești Dumnezeu. Tu ești Împăratul împăraților. Tu domnești. Universul întreg, Doamne, se ține prin ființă datorită Ție. Slăvit să-ți fie numele Tău. Doamne, primește în dimineața aceasta închinarea noastră. Slavă, onoare și mărire numelui Tău îți aducem. Fii binecuvântat, Doamne. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Bine ați venit în dimineața aceasta, la momentul în care ne amintim de faptul că Dumnezeu coboară printre noi. Dumnezeu pășește în lumea noastră. Nu știu dacă ați observat că atunci când citim în Biblie despre nașterea Mântuitorului, totul este în sărbătoare. Îngerii cântă, păstorii se închină, magii vin de la distanță, nu ca să primească ceva, ci ca să ofere ceva. Și cred că este un prilej deosebit și pentru noi în această dimineață, cel puțin pentru o clipă, să uităm să cerem ceva, să uităm să ne tânguim și să venim cu închinarea noastră. Cei trei magi, spune tradiția, deși Biblia niciodată nu menționează că au fost trei, ci spune că niște magi veniți din răsărit, când au ales să pornească la drumul acesta, pe drumul acela lung, care avea ca finalitate întâlnirea împăratului de curând născut al iudeilor, s-au pregătit pentru asta și au pus în visteriile lor aur, smirnă și tămâie. Pentru că pentru ei întâlnirea cu împăratul prevestit de steaua care s-a arăta însemna să se ducă și să se ofere pe ei, să ofere ei înșiși ceva. Dragii mei, aș vrea să vă invit să reflectați un pic la anul 2017. Oare de câte ori n-am venit noi la Dumnezeu nefiind pregătiți să oferim ceva? Ce am vrut ca noi să fim binecuvântați. Și am spus-o în diverse feluri. În rugăciunile noastre, în discuțiile noastre, în plângerile noastre. Cumva, aceasta a fost așteptarea noastră, despre care eu cred că n-a fost cea mai fericită. Dar o atitudine corectă este să vii la Dumnezeu, nu să primești. Pentru că deja am primit și am fost binecuvântați în Hristos Iisus cu tot felul de binecuvântări. Credeți asta? Și atunci, răspunsul natural este închinarea. De aceea cred că într-o zi ca aceasta este așa de potrivit. Să dăruim, să ne dăruim pe noi înșine. Bun venit, spun celor care ne vizitați, celor care ați venit acasă, studenții care ați venit în vacanță, cei care ați venit să vă vizitați rudele. Apreciem că sunteți astăzi aici împreună cu noi și vrem să aveți împreună cu noi un timp frumos, de calitate. Mulțumim celor care ne slujesc aici, neobosit, cei care sunt aici în spatele meu, ne-au încântat toată perioada aceasta. Cred că se adună și la ei oboseala, dar apreciem că, în ciuda oboselii, s-au dăruit în continuare să slujească. Dumnezeu să-i binecuvânteze! Amin. Dacă în dimineața asta ești aici și nu poți să-L lauzi pe Dumnezeu, nu fi supărat pe nimeni decât pe tine însuți. Pentru că nașterea Mântuitorului
Este un prilej extraordinar să poți să lauzi pe Creatorul tău. Și vom lăsa timp ca împreună cu cei ce sunt aici să continuăm să lăudăm, să continuăm să ne închinăm. Dar înainte de asta, după cum unii dintre dumneavoastră știți, vrem să ne oprim și să completăm prima parte a talonului pe care l-ați primit la intrare. Apreciem dacă vă luați un pix și vă faceți timp pentru asta. Dacă ne vizitați pentru prima dată, spuneți-ne lucrul acesta. Suntem onorați să vă avem aici. Dacă este o nevoie de rugăciune, puteți să o scrieți acolo, pentru că vom dori să ne rugăm împreună cu dumneavoastră pentru nevoile pe care le aveți acolo. Așa că vă încurajez să completați prima parte a talonului și vă mulțumesc anticipat pentru lucrul acesta. Și să crească, să ne mulțumim.
Cerul sărbătoare.
noapte liniștită în Betleem se așterne chiar acum. Stelele și luna toate strălucesc, luminează tot văzduhul. Dar deodată porta cerului senin a fost învăluit în cânt și în lumină. Cerul și pământul plină Mile un cer cântă cor,
Și după cum știm și după cum știm că numele bisericii noastre este Emanuel, așa este și Iisus. Dumnezeu este cu noi, de fapt asta înseamnă. La următorul colind aș vrea să cântăm cu toții. Și mai mult decât să cântăm, aș vrea să lăsăm ca mesajul acesta, Dumnezeu este cu noi, să atingă inimile noastre. Suntem oameni și avem nevoie de El. Dacă n-am fi avut nevoie de acest cuvânt, Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe Iisus purtând și acest nume. Dar Dumnezeu ne cunoaște. El știe cine suntem. Și în această zi de Crăciun, haideți să celebrăm faptul că Dumnezeu este cu noi, e aici cu noi. În slăv splendor și acele mâini ce acum părinții le țineau sunt mâinile prin care toate s-au creat. Aleluia. Peste
Mulțumim frumos pentru colindele acestea pe care voi le-ați cântat. E aici cu noi, este Emanuel. Este un verset frumos în Luca, capitolul 2, versetul 11, care spune: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Putem să spunem cu toții astăzi? Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. E Domnul nostru, dragii mei. E Mântuitorul dumneavoastră, Mântuitorul meu, Mântuitorul tuturor oamenilor. Domnul nostru Iisus a avut multe nume, multe titluri. Peste 700 de titluri găsim sau referiri la acestea în Biblie. Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Pâinea vieții, Lumina lumii, Luceafărul de dimineață, Fiul lui David, Emanuel, Domnul creației, Alfa și Omega, Stânca veacurilor, Mijlocitorul, Marele preot, Mângâietorul, Mântuitorul, Domnul. Titluri la adresa Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. În dimineața aceasta aș vrea să ne oprim la unul dintre ele, sau poate două dintre ele. Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul. Versetul acesta spunea că ni s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Luca menționează lucrul acesta preluând din ceea ce îngerul a spus păstorilor: vi s-a născut un Mântuitor. Nici Matei nu vorbește despre faptul că Domnul Iisus este Mântuitorul. Ioan, Evanghelia sa, face doar două referire cu privire la faptul că Iisus Hristos este Mântuitorul, nici Marcul. Însă Luca face referirea aceasta preluând din ceea ce îngerii au spus, că El este Mântuitorul și Domnul. Luca a scris lui Teofil, a adresat Evanghelia sa lui Teofil și de asemenea și Cartea Faptele Apostolilor, tot lui Teofil îi se adresează, și astăzi vă invit să ne punem în locul lui Teofil, care primește această Evanghelie și citește, Teofil, acest verset: vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Vreau să așezăm puțin în istorie versetul acesta și Evanghelia după Luca și ceea ce scrie Luca în Noul Testament. În vremea de atunci, împăratul roman Cezar August a dat poruncă ca toată lumea să se înscrie pentru a avea o evidență contabilă asupra finanțelor și asupra celor la care urmau să dea. Acest prim conducător absolut al Romei, Octavian, a fost acela care a pus bazele gloriei Imperiului Roman. El a spus: am găsit Roma clădită din cărămizi și am lăsat-o sculptată în marmură. În anul 27 înainte de Hristos, ca urmare a ascensiunii sale puternice, Senatul Roman dă acestui împărat titlu pe care doar zeii îl primeau atunci: Augustus, cel prea înalt, cel venerat. Omul acesta, cel mai puternic din vremea lui, din lumea de atunci, din lumea cunoscută, este folosit apoi de Dumnezeu să împlinească o profeție cu privire la nașterea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Așa că Teofil primește această veste că s-a născut un Mântuitor în contextul în care Octavian Augustus este numit Domn, venerat, Mântuitorul și Salvatorul. Dar haideți să ne uităm de ce Luca îl numește pe Iisus ca fiind Mântuitorul și Salvatorul și îl ajută pe Teofil să înțeleagă că doar Fiul lui Dumnezeu este unicul Salvator și Mântuitor. În capitolul 7 din Evanghelia după Luca găsim o întâmplare din casa lui Simon. Acolo Simon, fariseul, îl invită pe Domnul Iisus împreună cu ucenicii la masă, dar în casa aceea vine o femeie păcătoasă din cetate. Femeia aceasta păcătoasă stă în spatele lui Iisus, undeva aproape de el, în așa fel încât lacrimile ei cădeau pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Și părul ei era folosit ca să-i șteargă picioarele Domnului Iisus. Domnul Iisus are un dialog cu Simon,
spunându-i că atunci când a venit în casa lui, nu i-a urat bun venit, nu i-a spălat picioarele, nu i-a șters picioarele și femeia aceasta face aceste lucruri în locul lui. Pentru prima oară, Luca, în Evanghelia sa, are o referire cu privire la mântuire, spunând Domnul Iisus Hristos femeii: femeie, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Poate și tu ai ales să-L cauți pe Iisus, să te duci acolo unde vrei să asculți cuvintele lui Iisus și în timp ce îl cauți pe Iisus Hristos, afli de fapt că El te caută pe tine. Tot ceea ce trebuie să faci este să crezi în El, că El este salvatorul tău. Luca merge mai departe și consemnează în cartea sa, în pilda semănătorului, despre o sămânță care cade lângă drum. Sămânța aceasta care cade lângă drum sunt cei ce aud cuvântul, spune Luca, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, pentru ca omul să nu creadă acel cuvânt și să fie mântuit. A doua referire o face Luca în Evanghelia sa, în pilda semănătorului, folosind cuvântul mântuit. Vreau să spun că în timp ce îl cauți pe Iisus și în timp ce afli că El te caută pe tine întâi, se dă o luptă spirituală pentru sufletul tău. Diavolul vrea ca tu să nu înțelegi cuvântul. Vrea să ducă în mintea ta confuzie, indiferență, să te intimideze și să te mintă cu privire la Dumnezeu. Și Luca îi scrie lui Teofil și ne spune și nouă astăzi că acest mântuitor aduce o mântuire extraordinară, o mântuire care se capătă prin credința în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, unui mesaj din partea lui Dumnezeu. Dar lucrurile merg mai departe și în capitolul 9, mântuitorul are un îndemn pentru oricine vrea să-L urmeze și să creadă că El este Mesia. Mântuitorul spune că oricine își va pierde viața pentru mine și o va mântui, folosind din nou cuvântul mântuire. Oricine își va cheltui resursele aici, oricine va pune la dispoziția Domnului aici pe pământ tot ceea ce are El pentru împărăția Lui, va primi mântuirea pe care o va aduce El. Mântuitorul afirmă că mântuirea cere sacrificiu. Înseamnă să-L urmezi pe Hristos având semnul creștinismului în viața ta. Crucea sa. Adică să nu te rușinezi de El și de cuvintele Lui, să fii gata să suferi pentru numele Lui, să fii un martor al lui Hristos acolo unde ești. Cei din jurul tău vor vedea schimbarea produsă de Evanghelie în viața ta, însă ei te vor batjocori, dar tu nu trebuie să te descurajezi. În mintea lui Teofil apare contrastul între el, Mesia, Mântuitorul, și Octavian, împăratul, Augustus, și această confuzie se adâncește tot mai mult. Așa că Luca, în capitolul 18, consemnează o întâlnire dintre Domnul Iisus Hristos și tânărul bogat. Și acolo avem un proverb incredibil. Spune Domnul nostru Iisus: mai ușor va trece o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus: Doamne, atunci cine poate fi mântuit? Și ce răspunde Mântuitorul? Ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu. Mântuirea nu are de-a face cu banii, nu are de-a face nici cu faptele bune pe care noi le facem. Sunt importante, bineînțeles, faptele noastre, dar nu sunt suficiente niciodată să acopere toată datoria noastră înaintea lui Dumnezeu. Doar noi trebuie să ne vedem păcătoși înaintea Lui și să credem că El este acela care ne poate ierta. În capitolul 19, Luca continuă spunând un alt exemplu: Zacheu. Cine era Zacheu? Unul dintre bogați. Zacheu a aflat că trece Domnul Iisus pe drumul acela și, fiind mic de statură și vedea, dorea să-L vadă mult pe Domnul Iisus, se urcă într-un dud. Pe drumul acela, în dreptul dudului,
În momentul în care Domnul Iisus Hristos este acolo, se adresează lui Zaceu spunând: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și Zaceu repede îl invită pe Domnul Iisus cu bucurie în casa lui. Iar acolo Zaceu spune: Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi de 4 ori și jumătate din averea mea o dau săracilor. Știți ce răspunde Domnul Iisus când aude asemenea cuvinte? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiul de-a lui Avram. Și apoi face cel mai frumos comentariu Luca, prelund din cuvintele Domnului Iisus Hristos, spunând: pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Putem să spunem cu toți acest verset, cel mai frumos verset din Evanghelia lui Luca, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragii mei, acesta este Iisus, împăratul nostru, care aduce o mântuire pentru toți cei care sunt pierduți. Acesta este mântuitorul care a venit la Crăciun. Acesta este mântuitorul care a primit lauda noastră în această dimineață. Acesta este mântuitorul care ne cheamă să ne luăm crucea în fiecare zi. Un mântuitor care a venit și ne-a găsit pe noi așa cum eram pierduți. Aceasta este semnificația Crăciunului. S-a născut mântuitorul care ne aduce o mântuire nouă tuturor. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toți cei care și-au deschis inima unui astfel de mântuitor. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toți cei care își cheltuiesc viața, investesc puterea lor, energia lor, tot ce au în slujba Mântuitorului. Un Mântuitor care mântuiește prin credință, ca pe femeia păcătoasă, ca pe Zacheu, ca pe toți care au lăsat totul și l-au urmat pe Hristos. Acesta este Mântuitorul nostru. Vi s-a născut un Mântuitor, dragii mei. Ni s-a născut un Mântuitor. Unul singur este Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos. Nu Moș Crăciun ne iartă păcatele, nici bradul, nici casele noastre ornate frumos, doar Hristos este Mântuitorul nostru. Nici celebritățile acestei lumi, nici postmodernismul nu ne poate ajuta, nici Cezar Augustul nu ne poate ajuta, nici Buddha, nici Mohamed nu ne pot salva, nici filozofii lumii, nici politicienii tuturor țărilor. Hristos Iisus este singurul Mântuitor. Apostolul Petru a spus: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus, prin natura sa, este un mare salvator, un mare mântuitor. Dragii mei, bunătatea lui se revarsă în fiecare zi peste noi. Putem vedea răsăritul de soare, astăzi de Crăciun, se anunță 10 grade, putem să bem apă rece, avem mâncare, privim florile, ne îndrăgostim, îmbrățișăm un copil, respirăm aerul curat. Chiar dacă suntem răi, atât de multe lucruri frumoase se întâmplă în viețile noastre. Toată lumea aceasta există pentru că El este Mântuitorul tuturor oamenilor. Și noi nu suportăm consecințele păcatelor noastre imediat. Chiar dacă suntem răi, totuși se întâmplă așa de multe lucruri bune în viețile noastre. De ce? Pentru că El este singurul bun. Și bunătatea Lui, spune Apostolul Pavel, și îndurarea Lui ne îndeamnă să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim de păcatele noastre. Toate aceste expresii care se întâmplă în viața noastră sunt, de fapt, îndurarea și bunătatea Lui în viețile noastre. Dar nu numai atât se întâmplă în viețile noastre. Hristos ne eliberează de consecințele păcatelor noastre. Din punct de vedere veșnic, din punct de vedere spiritual, El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. A venit să mântuiască și să salveze tot ce era pierdut. Te salvează de mânia viitoare, te salvează de iad, de pierzarea veșnică și peste toate aceste lucruri
ne dă tuturor promisiunile lui Dumnezeu, pentru că El este singurul care a purtat povara păcatelor noastre. El te ține. El ne ține în viață. Indiferent cât de preocupați sau nu suntem de viața noastră, El este sursa vieților noastre. Poate te gândești și ești frământat cu privire la o anumită situație delicată. Nu uita că Iisus Hristos este interesat să te ajute ca să ieși de acolo. Dacă avem păcate în viețile noastre, singurul care ne poate ajuta, care ne poate ierta, este Iisus Hristos, Domnul nostru. Această dimineață venim la crucea lui Iisus Hristos, toți care suntem, și acolo vedem dragostea sa enormă pentru noi, pentru că a plătit pentru păcatele noastre. Plata păcatului, spune Biblia, este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Lui, Domnului Iisus Hristos, îi pasă de frământările tale, de problemele tale. El nu ne tratează cu indiferență. Ce ne poate astăzi împiedica pe noi să ascultăm Evanghelia? Uneori descurajarea și robia în care ne găsim. Citim cu toții din cartea Exod. Și acolo când Moise se duce la poporul lui Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu, spunând că Dumnezeu se va interesa și cercetează pe poporul său ca să fie scos din robia Egiptului, știți care este reacția poporului? Nu-l ascultă pe Moise, pentru că poporul era descurajat și în robia aspră cu care supuneau egiptenii. Poate și viața ta se găsește într-un moment de descurajare. Dar aș vrea să spun în acest Crăciun, în 2017, Iisus Hristos te poate ajuta. Iisus Hristos poate să-ți dea biruința să ieși din situația în care te găsești și să proclam numele lui Hristos peste viața ta. Nu-ți fie rușine cu El, pentru că El a plătit totul pentru tine, pentru noi toți, ca în generația în care El ne-a așezat să putem să proclamăm Evanghelia sa într-un mod curat, într-un mod complet și adevărat. El să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Vreau să invit mai departe din nou colindătorii să continue să cânte și împreună cu ei să cântăm și noi și să ne închinăm lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Te-ai gândit că fiul tău va fi cândva un rege? Oare te-ai gândit că fiul tău moartea o să deslege? Te-ai gândit că acest fiu al tău va face totul nou? Că acest copil al păcii va fi al păcii sol? Te-ai gândit că fiul tău va stăpâni furtuna? Te-ai gândit că acest fiu al tău e rege sus în cer? Când priveai la chipul său, îl priveai pe Dumnezeu. Thank you.
Început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria sa nemărginită printre noi s-a arătat. Laud numele tău, Iisus, laud numele tău.
În această zi a colindelor, trebuia să mai repetăm o dată cântarea asta. Cred că nu este o zi mai potrivită decât să cântăm că astăzi ne amintim că Iisus s-a întrupat, a coborât printre noi. Și oare ce putem să facem noi, cei care l-am gustat pe Iisus, decât să spunem, laud numele Tău, Iisus! Vreau să vă încurajez pe toți să deschideți gura, să ridicați mâinile spre Iisus Hristos, care este mielul lui Dumnezeu. Slăvit să fie! Haideți să-L aplaudăm încă o dată și să cântăm! Să cântăm despre El, despre frumusețea acestei sărbători împreună. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria sa nemărginită printre noi s-a arătat. Laud numele Tău, Iisus! Laud numele Tău, Iisus! Laud numele Tău, Iisus! Ești al meu Rege înălțat. Laud numele Tău, Iisus! Laud numele Tău, Iisus! Ești mielul ce a fost răpus. Laud numele Tău, n-ai renunțat nici când la mine. N-ai renunțat nici când la mine. Te-ai smerit. Te-ai smerit. Să fii înălțat, Iisus. Hai să cântăm împreună. Laud numele Tău. Laud numele Tău, Iisus. Laud numele Tău, Iisus. Ești al meu Rege înălțat. Laud numele Tău, ce-a fost răpus. Laud numele Tău, Iisus, al slavei Rege. Laud numele Tău, Iisus, al slavei Rege. A Ta lucrare e desăvârșită. Iar moartea e învinsă. Iisus Hristos a biruit. Iisus Hristos a biruit. Orice putere, orice putere, orice domnie, Domnul pe toate le-a stropit. Din asta cruce curge iubire. Laud numele Tău, Iisus.
numele Tău, Iisus, al slavei. Și cu altă refren, laud numele Tău, Iisus. Laud numele Tău, Iisus. Laud numele Tău. Laud numele Tău, Iisus. Ești al meu rege. Ești al meu rege. Laud numele Tău, Iisus. Ești fierul ce-a fost trecut. Să îl chem pe Iisus în viața ta, să-l chem pe Iisus să te nască din nou, să-l chem pe Iisus să-ți rezolve problemele tale, să-l chem pe Iisus care te iubește și care a plătit așa de mult și a dat viața pentru viața ta, pentru viața mea, pentru viața tuturor oamenilor. Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Aș vrea să te invit să te rogi și să-l auzi. Cheamă-l în viața ta, cheamă-l pentru familia ta, cheamă-l și el îți răspunde. Te invit să te rogi mai departe. Vreau să stăm mai departe cu capetele plecate în rugăciunea noastră de laudă la adresa Lui. Și dacă este cineva aici astăzi, în această dimineață, care dorește să se întoarcă la Hristos și să-L facă pe Hristos Mântuitorul Lui personal, poate ai căutat sens vieții în lumea aceasta și ai căutat ca viața ta să fie împlinită în multe direcții și în multe forme. Dar în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus tuturor că Cel care mântuiește este Iisus Hristos. Poate vrei să scapi de povara păcatelor tale și să te întorci la Dumnezeu, să te nască din nou prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Vreau să mă rog împreună cu tine și vreau să te încurajez acolo unde te găsești.
Dacă vrei să-L faci pe Hristos Mântuitorul tău personal astăzi, ridic o mână împreună cu mine și spune: vreau să mă întorc la Hristos și să-L fac pe El Mântuitorul meu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să mă rog împreună cu cei care au ridicat mâna. Eu nu vă cer prea mult, aș vrea să veniți aici în față să mă rog cu dumneavoastră în locul acesta. Și cei care ați ridicat mâna în timpul unei cântec, vreau să vă invit aici în față și să ne rugăm împreună Domnului și vreau să mă rog cu dumneavoastră. Veniți la Hristos, El vă mântuiește, El vă iartă păcatele. El este bun cu noi, cu toți. El ne-a descoperit cuvântul Său multora dintre noi de aici. Și când El ne-a chemat, noi am venit la El și am făcut cea mai bună alegere în viața noastră, că L-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Și în viața ta astăzi, Hristos se naște de acest Crăciun. El este Mântuitorul tău, singurul Mântuitor, pentru că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Noi toți eram pierduți. Toți eram pierduți în alegerile noastre, dar Hristos ne-a chemat pe fiecare dintre noi și astăzi vă cheamă pe dumneavoastră. Vă invit aici în față să ne rugăm, cei care ați ridicat mâna, și să continuăm să cântăm. Veniți credincioși azi, plin de bucurie, veniți, o veniți cu toți la Betleem. Iată-L în paie, regele iubirii.
ocupați locurile cu toții și voi puteți să mergeți la loc. Mulțumim frumos pentru tot ceea ce ați făcut astăzi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă, această sărbătoare, Crăciunul, nașterea sa, venirea sa în lume, amintindu-ne de acest moment atât de glorios din istoria lumii. Acum vă invit să luați talonul acesta și să-l completăm pe verso. Acolo puteți să bifați dumneavoastră, evaluând slujba de astăzi și de asemenea să treceți poate anumite dorințe pe care le aveți în funcție de întrebările de aici, de afirmațiile de pe talon. Cum apreciați muzica pe care ați ascultat-o, mesajul pe care l-ați ascultat, dacă doriți să primiți invitații la evenimentele organizate de biserica noastră, puteți să bifați acolo. Dacă vreți să participați la un grup mic sau dacă astăzi v-ați decis să-L urmați pe Domnul Iisus, dacă aveți întrebări pe care vreți să le discutați cu unul dintre pastori, puteți să bifați acolo în rubrica respectivă. Și orice observație sau sugestie pe care dumneavoastră o aveți, puteți să o treceți aici. Vreau să strângem mai departe taloanele și să ne închinăm Domnului în această zi de Crăciun și cu darurile noastre de bunăvoie. Mulțumesc tuturor pentru participare. Vă doresc un Crăciun fericit și poftă bună tuturor. Mulțumim. O zi frumoasă vă doresc.